Bun găsit, prieteni! Această pandemie ne afectează în toate aspectele vieții și am mai vorbit despre asta, însă restricțiile sunt diferite de la o țară la alta și mă refer aici doar la zona europeană, spre exemplu în Marea Britanie, chiar dacă se află în lockdown, oamenii nu sunt obligați să poarte măști pe stradă, în aer liber. În România nu suntem în lockdown și trebuie să respectăm aceste norme, care de altfel sunt, nu știu dacă neapărat binevenite, dar sunt absolut justificate în condițiile în care au crescut foarte mult cazurile. Același lucru se întâmplă însă și în Marea Britanie și de altfel în multe țări europene cazurile sunt în creștere, iar restricțiile sunt diferite. Ce mă surprinde pe mine și nu reușesc să înțeleg care este raționamentul este funcționarea școlii. În foarte multe țări europene școlile nu au fost întrerupte deloc, în alte țări doar pentru câteva săptămâni, câteva zile sau săptămâni, puține la număr. Și cu toate astea, cazurile în țările respective au crescut foarte mult de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Unii spun că cei mici nu ar contacta atât de ușor virusul, alți specialiști sunt de părere că cei mici nu l-ar lua, dar ar deveni purtători și că nu ar da virusul, n-ar fi atât de ușor de contactat de la copii. Îl asemuiesc, spre exemplu, altor genuri de infecții care se găsesc cu virus, care se găsesc în nas și care nu sunt, să spunem, ușor de transmis de la o persoană la alta. Regulile sunt diferite de la o țară la alta, ele trebuie luate în seamă și trebuie respectate pentru că se lasă cu amenzi și repercursiunile sunt mai mult decât usturătoare la buzunar, ci pur și simplu te afectează în ceea ce privește sănătatea și poate chiar viața. Responsabilitățile sunt majore pentru că nu vorbim doar despre responsabilitatea propriei vieți, ci mai ales despre responsabilitatea vieții celor vulnerabili din jurul tău și mă refer aici cu siguranță, v-ați dat seama, la vârstnici sau persoanele din familie sau apropiate care au comorbidități și care sunt pasibile de a contacta virusul și de a face o formă gravă. Pe mine mă surprinde de ce așa o varietate de norme, de ce sunt atât de diferite de la o țară la alta. Aștept și poate că la un moment dat cineva ne va explica și acest lucru. Vă pup, dragi prieteni, și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!